Lasă-l la Parma, nea Gigi Iman îi pune o pilă prietenului Moruțan în Italia. Legenda Buffon are grijă să le fie bine la Parma celor doi români care i-au amintit de Mutu, Man și Mihailă. Man și Mihailă s-au pus bine cu Buffon la Parma. Nu îndrăznește nimeni în Italia să-l supere pe campionul mondial din 2006. Scărița e nu îndrăznește să dau scăriță. Ai înscris măcar un gol? Cred că unul am înscris, da. Mă uit la el în vestiar și realizez. Chiar sunt coleg cu Buffon. Primul cuvânt în română pe care am înlăsit a fost Mutu. I-am spus și eu, ți-ai adus aminte că ai apărat penaltiul. Este un om care te ajută foarte mult. Man și Mihailă și-ar chema toți prietenii lângă Buffon la Parma. Noi vrem cât mai mulți români la Parma, că e Tănase sau că e altul. Eu mi-aș dori pe Moruțan aici. Man și Mihailă s-au îndrăgostit și de oraș și își petrec aproape tot timpul împreună. Doar când sunt cu câinii e mai greu. Împreună nu prea putem ieși, că nu prea se înțeleg, dar mai facem cu schimb, mai lăsăm câte una acasă. Am ieșit și împreună, dar nu se cam ceartă. Parma a fost eliminată din cupă după 1-3 cu Lecce. Man a fost titular. Mihailă se recuperează după accidentare. Fanii le cer celor doi români să dea goluri ca Mutu. Ne dorim să vă luăm cât mai bine aici și măcar să-l egalăm dacă nu reușim să-l întrecem. Lazio l-a vrut pe Mihailă, însă americanul patron al Parmei nu lasă să plece fără 20 de milioane. Să joci în Champions League, să te bați pentru trofee, asta îți dorește fiecare fotbalist.